Și am fost și un editor care nu a fost din start participant la nașterea acestei cărți, a versiunii germane a acestei cărți, ci am sărit și eu pe tren în timp ce era deja în mers. Inițiatorul cărții este cel numit primul, dar el este numit primul în ordine alfabetică. Albert Bon. Albert Bon este din Arad, a fost cel mai tânăr din grupul de acțiune Banat și eu personal am avut o relație specială cu el. Într-un fel mă simțeam ocrotitorul și promotorul său. Amândoi, împreună cu al treilea Gerhard Ortinau, scriam proză și mie îmi plăcea cum scria Albert. Or, Albert a luat-o cu tot o altă carieră după ce a plecat în Germania, și anume a devenit inginer și până la urmă a ieșit la pensie ca manager adjunct al Mitsubishi Germania. Deci n-avea absolut nimic cu literatura, cu scrisul, cu nu știu ce, dar cu subiectul acesta al deportării avea, pentru că ambii săi părinți au fost deportați. Este singurul din grupul editorilor unde ambii părinți au fost deportați, fapt pentru care are și două povești în carte, amintirile lui, ce i-au povestit mama, respectiv tata, care nu s-au căsătorit ulterior. După ce a vorbit domnul Jurma, mi-a luat o seamă de subiecte, dar poate vă bucurați că mai scurtez. Vreau să mulțumesc special câtorva oameni care sunt în sală. În primul rând, doamna Rizer de la Bocșa, care m-a ajutat nu numai prin povestirile ei proprii, amintirile proprii din carte, ci a și mobilizat consăteni de-a ei din Măureni, care au trimis și ei povestiri, deci din cele care au fost trimise direct la München, unde s-au adunat, erau și cele pe baza mobilizării din partea doamnei Rizer. Vreau să mulțumesc doamnei Cloica, care împreună cu fica ei au fost extrem de prompți când le-am abordat și care și poveștile lor sunt în carte. Vreau să mulțumesc domnului Roșu, nu-l văd acum, e în spate. Domnului Roșu pentru documentele care mi-a pus la dispoziție pentru această carte, pentru că cartea care o vedeți aici, de 1,2 kg, așa am aflat la poștă când am încercat să o trimit în Germania și costă aproape 100 de lei o trimitere, am făcut o versiune în limba română, nu este o traducere. Traducere este atunci când traduci un text unul la unul. Nu o să iese niciodată la fel de lung, pentru că diferența de vocabular între germană și română creează un paradox. Dacă traduci din română în germană, textul devine mai scurt, pentru că germana are mult mai mulți termeni exacti cu care poți să transmiți ceea ce trebuie transmis, iar româna, având un fond de cuvinte, un lexic mai puțin numeros, ai nevoie de mai multe cuvinte ca să transmiți exact. Deci și asta este o cauză că această carte este cu 200 de pagini mai groasă decât ambele versiuni în limba germană. Pentru că există două. Există o primă ediție și după apariția primei ediții au mai venit texte care meritau să fie publicate și s-a făcut repede o a doua ediție sau o completare de tiraj care are 8 texte în plus. Traducerea, îi zic traducere, asta
este după a doua ediție. Deci sunt și cele care au venit ulterior, textele. Pentru mine a fost... Eu în familie n-am avut pe nimeni deportat. Ai mei au fost fugiți de ruși și s-au întors după ce s-a încheiat deportarea. Deci eu lucrez acum la o carte care va deveni cam tot așa de groasă despre fuga în fața rușilor. Sunt deja la 200 de pagini A4, ceea ce înseamnă cam 250 de pagini acest format. Nu am pus încă nicio ilustrație și marea diferență între cartea asta, care este sărată în ilustrații, pentru că s-a spus aici, trebuiau să deșarte toate documentele în fața unor comisii și cine erau amenințați, nu cunosc cazuri că s-a și întâmplat, erau amenințați, dacă nu lăsați toate notițele și vi le găsim, vă ținem în continuare aici. Și vă dați seama, în atmosfera în care au stat 2, 3, 4, 5 ani, nimeni nu a riscat. Mai mult, sunt câteva povestiri unde o fiică povestește că mama ei a venit cu carnetul cu notițe pe care și le-a făcut zilnic. A ținut carnetul în pod, ascuns, și după 5 ani s-a dus și l-a ars. Deci atât de mare era frica băgată în ei. De aceea și acea dimensiune psihologică de care a vorbit domnul Jurma și aceste multe straturi care ți le sugerează cartea. Zicea domnul Rupa când, după ce a citit cartea, că această carte ar fi o documentație ideală pentru un roman, ca să te documentezi pentru un roman interesant. Eu zic că este și un... Așa a și fost gândit, cel puțin de mine, este și o documentație interesantă pentru istorici. De-aia am și o parte destul de consistentă de documente aici. Și dacă e vorba de documente, pe mine m-a impresionat cel mai mult un document care nu apare în ediția germană, și anume un memoriu al preotului de atunci, din anii 45-50, de la Orșova, care răspundea și de Herculane și care listează, o să vedeți în carte, listează toți cei din parohia lui care au rămas fără niciun fel de sprijin. Orbi, invalizi, oameni singuri și, evident, naivă întreprinderea, cere autorităților ca cei deportați și care erau susținătorii familiei să fie, să le se dea voie să vină înapoi ca să aibă grijă de cei rămași acasă. E și naiv, dar e și mișcător, dacă te gândești la context și la situație. Deci, în felul acesta am făcut cartea. Pentru mine, repet, n-am avut nici o legătură familială cu asta, dar pentru mine era un prilej plăcut și incitant de a mă reîntâlni cu cei cu care la începutul anilor 80 încercam să facem pe avangarda literară a României în limba germană. Trei sunt pe copertă, mă rog, eu, Sterbling și cu Albert, doi sunt în carte. Mai este Johann Lippert acolo și este William Totok. Mă rog, mă uit la domnul Georgescu, care are ceva cu domnul Totok. Domnul Roșu, tocmai v-am lăudat înainte și am mulțumit pentru contribuția la carte. Deci, pentru mine a fost o revedere cu vechi cunoștințe în care am și încredere.
Este și o carte a încrederii, dacă vreți așa. Și ceea ce se spune acolo, că ne-am așteptat la 50-60 de ecouri și au venit bine peste 100, nu le-am publicat pe toate, unele erau foarte sumare și nu aduceau absolut nimic nou. Aceste ecouri ne-au dovedit că trauma care s-a declanșat atunci este o traumă de durată. Și acum vreau să închei cu un citat din Ingeborg Bachmann, de a cărei moarte anul acesta se împlinesc 50 de ani și care are o afirmație foarte interesantă și valabilă. Istoria este o mare dăscăliță. Din păcate, îi lipsesc elevii. Mulțumesc!